întrebare bună și o răspuns grea de prevăzut. De fapt, am făcut un exercițiu intern, am zis, păi tot aleg bugete PPC de atâția ani, ia să întrebi și pe colegii care sunt la vânzări sau se ocupă de conturi sau se ocupă de complet altceva la noi, la birou, să-mi spună cum ar alege bugetele PPC. Și am făcut așa, a fost o temă internă și o parte din slide-urile astea sunt chiar cu răspunsurile lor. Și vedem dacă o să ne delectăm sau nu. Iată câteva atribute de care trebuie să ținem cont. Parcitarea geografică, industrie, profitabilitate, sezonalitate, competiție, alți factori. Hai să intrăm în ei. Vreau să vă spun că prezentarea conține două segmente. Acesta este primul, în al doilea o să discutăm ceva mai punctual și o să am și un case study prezentat de la Wall Street. Targetarea geografică se referă la, evident, cum vreau să fiu reprezentat la nivelul țării sau la nivelul regiunii și în felul ăsta pot să-mi aleg un buget mai mic sau mai mare. Da? Întrebarea e, dacă ești la nivel de București, cât de agresiv ar putea să fie bugetul tău? E cineva de aici care are campanii doar pe un singur oraș? Să spunem București sau Brașov? Ok, în cam ce industrie sunt campaniile astea? Imobiliare. Imobiliare, bun. Turism. Turism? Ok. Servici. Local. Servici local. Acum, de exemplu, mă gândesc la turism. Dacă acoperi doar o zonă geografică, deci înseamnă că vrei de acolo clienți și numai de acolo, nu? Și din țară să vină la tine. Da. Ok. În general, noi alegem, când vine vorba de geografie, alegem, dacă bugetul este limitat, alegem orașele importante din țară sau orașele în care clientul a venit bine până atunci. Și se observă câteva trenduri. De exemplu, dacă iei de la Institutul Național de Statistică venitul mediu la nivelul țării, o să vezi că se reflectă asta și în vânzări. Adică București o să aibă 30-40% și după aia începe să împară. Ce PCR după industrie? Aici e un lucru interesant, pentru că putem să vedem ce PCR de la 18 bani până la 25 de lei. Și ne lucrat în industrie precum servicii funerare, știe chestia asta, pentru că CPC-ul sugerat de Google este de 11 lei. Acum un an și jumătate am avut un client care avea 14 lei costul mediu pe plic. Sunt niște industrie foarte atipice. O altă industrie similară este cea de reparator de mașini de spălat. Ce se întâmplă acolo? Păi, e foarte simplu. Sunt trei jucători care sunt prieteni, ies la pere și zic, mâine ești tu acolo contul. Da, păi mi-o să fiu eu și vreau să fie celălalt. Dacă e al patrulea, crește în CPC-ul, o scoate în piață. Și pe criteriul ăsta foarte simplu, funcționează campaniile celor trei jucători. E incredibil, dar... E o poveste reală? E o poveste reală, da. Și au multe click-uri invalide, foarte multe. Cred că-ți prieteni doar la bere. Chiar că au multe exemple. Și pe zile, ce până aia se întâmplă acest lucru, nu? Interesant. Dar cum, la... Dacă nu e concurență foarte mare, competitorul nu poți să ajungi la un... Este concurență. Să vezi că dacă ai căutat acum, o să vezi toate zloturile ocupate. În cele 11 zloturi de anunțuri, o să vezi la 2-3 care au și o ofertă specială. Deci vorbim despre servicii funerare. Se întâmplă. Adică nu e același caz. Am înțeles că e același caz. Că o să vei jucători și cu... Ce folie? Ce folie? Sună trebuie specificat în ambele situații, și în reparații mașini de spălat, și în pompe funebre,
Corpa de achiziție este foarte mică, nevoia este imediată și atunci ăsta e motivul pentru care prețul pe care ești dispus să plătești este mai mare. Trebuie precizat lucrul ăsta. La fel ca în ambulanțe veterinare, la fel ca în lucrurile care au urgență și la care tu nevoie clară definită. Și este excelent să ai campania de vida pentru... La vida așa, dar la fel. Nici măcar nu vrea să zic asta, ca să n-asocieze. O zi două. Da, și o întrebare bună, dacă faci marketing la... Faci, nu numai că faci marketing, faci din marketing pentru căutare, neapărat în cazul ăsta, ca să scazi costul pe click la a doua, la a doilea trup, știi? Acolo, la doua de marketing, vei îți pare și vreun. Ideea e că dispare nevoia, probabil, după ce folosești, atunci din marketing e... Te surprins atunci când e absent, trist. Adresele duci... cum să spun, vechimea lista de marketing la câteva ore, dacă o mai putea. Okay. Hai să vedem următorul... Am o completare, Marius. Studiul de anul ăsta de pe Semro se află pe semro.ro, nu pe semro/studiu. Semro.ro/studiu este studiul de anul trecut. Doar ca să, pentru cei care vor să acceseze, vreau să facă. Cei care intră sunt amintoare să completeze. Cei care intră sunt amintoare să completeze. Deci pe semro.ro, nu pe semro/studiu. Ok. Și alte industrii unde e nevoie de un buget mai generos, mai ales că avem un CPC foarte mare, cine face campanie pe, să alegem așa, aleator, marketing online. Noi facem și avem vreo 6 lei cu subscriptiv. 6 carte. Vorbeai de search. Search. Nu, no, vorbea de altă, de Gmail, zicea. La Gmail, cred că zicea 6. Ok. Visezi, eu nu. Visezi. De ce? Gmail-ul are un preț mare. Ok, mergem mai departe. Dacă mergi la magazin online, cu câteva produse, să spunem că vinzi perne și pilote, îți concentrezi bugetul pe anumite... O să ai o mână de alt lucru. La ce faci când ai sute de produse? Fie, răspunsul simplu, fie ai un buget pe măsură, fie, ce mai poți să faci? Ce-ați mai găsi ca soluție în cazul ăsta? Alegi o anumită zonă pe care... Exact. Alegi anumite produse, pe diverse criterii și noi, de exemplu, sfătuim următoare criterii. Profitabilitatea, dacă este pe stoc, adică poți să nu mai ai pe stoc, și sezonalitatea, adică na, dacă tu vinzi un produs care se cere vara, ai profit mare și le ai pe stoc, să fii câștigător și să primească buget de măsură. Cuvinte cheie specifice sau broad, mașini de spălat versus mașini de spălat Orenie ASD și mai departe. O să scadă volumul de căutări, dar o să scadă și click-ul, costul pe click, o să crească rata de conversie în schimb. Asta sunt un lucru mai generice, pe care că le știți. Am ajuns la un slide mai interesant, care se referă la ce spuneam mai devreme, profitabilitate, dar vreau să leg de retargetare. Pentru că retargetarea la modul clasic, sau cum a început și cum o bună parte dintre noi o facem, este la punctul 1. Adică ai intrat pe site, îl retargetezi și aia e. Care e următorul pas? Cum se poate transforma retargetarea? Păi putem să ne gândim la ceva dinamic, cum e în zona marcată aici, care facem o retargetare dinamică. Ai intrat în pagina cu mașini de spălat, iar arăt banner-ul cu mașini de spălat. Îl trimite menu pe cu mașini de spălat la retarget. Eficiența crește de până la 4 ori. Acum fiecare user care a ajuns pe site și o să fie retargetat, de fapt o generează ție un profit. Una e să fie retargetat cu mașini de spălat și alta e să fie retargetat pe, nu știu, plasme de 20.000 de lei plus. Are o valoare diferită pentru tine ca business. Așa că de ce nu ți-a dat retargetarea în funcție de profitul pe care îl ai pe categoria aia? Și asta e următorul nivel, programatic site de targeting, de 10 ori eficiența nivelului de bază. Și la inima de vorbim despre AdWords, nu? La programatic site de targeting nu mai vorbim despre AdWords. Tot automatic.
Vorbim despre platforme de linear bidding, care permit să faci bidding pe anumite audiențe și așa mai departe. Da, dar la mine de așa. Da, plata CPM. Bun. Dacă aveți întrebări sau e ceva în sală care a... Explică-ne varianta a doua mai clar. Mai explic o dată. Mai zi o dată și n-a fost foarte... Uite, sunt niște iconițe aici. Ai intrat să vezi aparat foto, te retargetezi cu banner de aparat foto pe care tu l-ai vizitat. Cum faci chestia asta, ce poți să faci? Sau faci la nivel de categorie, cred, nu? La nivel de produs nu ai cum, că te ia... Cine o faci la nivel de produs? O face, dar pe real-time bidding. Nu o face manual la nivel de produs, că... S-ar putea să dorm acolo, adică... și nici așa să nu reușesc. Deci o caz o faci la nivel de categorie, nu la nivel de produs. Mi se pare logic. Ok, crezi că dacă faci la nivel de produs, ar crește rata de conversie? Ar crește rata de conversie, dar e imposibilitatea de a face la nivel de produs manual. Ok. Și cum s-ar putea automatiza asta? Păi se automatizează, prin real-time bidding. Cu un fix ML care se duce și asta e sincronizat cu alt server. Că dinamicul ăla, crei dinamic și face la nivel de categorie, nu la nivel de produs. Adică în momentul în care a văzut un produs... Repetă ce zice Lian. Poftă, uite, ia tu microfonul. N-am să auzi ce zice. Dar stai în spate. Că auzi foarte bine, dar în spate... Că în momentul în care, momentul în care vede produse din anumite categorii, retargeting-ul se facă la nivel de categorie. Pentru că la nivel de produs, în condiția în care ai un site foarte mare, cu foarte multe produse, e imposibil să o faci. Sau nu e imposibil, poți să o faci, dar trebuie să aloci foarte mult timp. Gata? S-a auzit? Ok, mersi de răspuns. Altă opinie, mai face cineva retargeting dinamic? De ce înseamnă dinamic? Eu cred. Dinamic, hai să-i spunem retargeting la nivel de produs sau de categorie. Ok. Așa de rar, o să excluzi utilizatorii care au văzut trei categorii diferite de produse din site, pentru că poate ce că au văzut trei categorii diferite din site în acea sesiune, sunt nehotărâți. Nu știu exact ceea ce vor. Păi și dacă am un apartament nou și vreau să-mi iau, așa îmi spăla vase. Ok. Așa îmi spăla vase, cuptor, la gaz... Complementare, da. Complementare are sens. Depinde de site, iarăși. Depinde de comportamentul utilizatorului. Da, chiar și complementar. Ce iarăți? Păi dacă... Da, iarăți ceva, eu nu aș exclui de acel utilizator. Este nehotărât. Dacă a văzut trei categorii de produs, dacă a văzut 5 produs din aceeași categorie... Dacă le exclui, depinde. Dacă le exclui, depinde. Depinde de comportament, până la urmă suntem în marketing și răspunsul corect la o astfel de întrebare este testăm, se testează, vom vedea. Hai să alocăm totuși un buget diferit pentru asta, vedem cum funcționează. Un buget diferit pentru utilizatorii hotărâți, numai la categoria asta s-au uitat. Și dacă o știrea sunt în producție timp și nu scump, mai sunt hotărâți? Și bine. Ok. Mergem un pic mai departe. Am întrebare. Poți să faci și un mail. Poți să mergi un mail. Care mai este? 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 Și asta e luată tot de pe Wall Street, din articol de acolo, s-a părut foarte relevant. Bugetul ajunge să fie estimat pe niște criterii foarte simple. Cât ești dispus să dai pe un lead, câte lead-uri ai nevoie pe lună. Ea a calculat mai departe care e raportul de conversie între lead și client. Important să știi și asta. Dacă ești la început, ok. Nu bagi în ecuație și ajungi la un cost pe lună. În cazul de față, dacă avem nevoie de 250 de clienți și îmi dau un client cu 15%,
iar pe unii plăteau 25 de dolari, iar noi doar de 41 de mii de euro, de dolari. Slide-ul? Dai slide-ul? Slide-ul? O reprezentare? Vor fi disponibile pe site-ul. Vor să fie pe site-ul. Ca să nu fac poze. Ca să știi că și atunci când speaker-ul vede că cineva face poze, e un feedback bun pentru el. Nu să mai țără la final. Feedback-ul o să-l vadă în timp real. Dacă îți face poziție sau... Contează, sau telefonul, ok, și vreau să mai discutăm un pic despre buget din perspectiva ce procent din buget fie rostit. Și am găsit un studiu de caz făcut pe 500 de SMBs, small and medium businesses, care s-a observat că 25% din acel buget e pur și simplu irosit pe cursul unui an. Bugetul Google AdWords. Ce înseamnă asta? Păi înseamnă pentru business-urile alea, înseamnă, nu știu, a pierdut 218 abonamente la sală, dacă în respectivul business însemna sală de fitness. Sau 126 de polițe de asigurare. Ce s-a întâmplat acolo, mai clar? Și cum putem să închidem, să reparăm găurile astea din pâlnie și să nu mai pierdem atât de mulți bani. De fapt, nu știu cât din țară și-au calculat câți bani se irosesc în campaniile de PPC. Dar totuși, pentru cei care își fac in-house, au această abordare de a ține in-house campania de PPC și poate și alte campanii, mai să vedem câteva abordări care să te salveze de a irosi bani. În primul rând, să alugiște timp ca să-ți optimizezi campania. E basic asta. Adică, alugă măcar 30 de minute pe săptămână să te uiți prin campanii. Uite că e negative, ele care nu funcționează, dar fă-o constant. Nu trebuie să alugi foarte mult timp și rar, ci mai puțin să fie o chestie constantă. Din cei 500 intervievați, 1% își optimizau la nivel săptămână campanii. Găsește cele mai potrivite keyword-uri. Acum, potrivit, poate să însemne, na, e ceva relativ. Dar când ne gândim la keyword-uri care sunt long-tail, adică conțin 3-4 cuvinte, sunt keyword-uri specifice, ar trebui să le acorzi atenție pentru că ele deja convertesc foarte bine. Și, de asemenea, să ai în vedere și match types. 25% din cei care au răspuns la chestionar, participau în campanie doar cu expresii broad. Asta deja e heavy bleeding. Ok. Avem și un grafic interesant. Cât de relevant este anunțul din perspectiva click-through rate, CTR, în raport cu quality score. Păi Wall Street, care se ocupă îndeaproape de monetizarea quality score-ului, ne spune că CTR-ul, în raport cu quality score, se dezvoltă liniar. Pe măsură ce acest CTR crește și quality score-ul este îmbunătățit. Nu degeaba se spune că peste 60% din quality score este dat de CTR. Dar cum afectează quality score-ul pe mine, din perspectiva financiară? Cât de mulți bani pierd la un quality score mai slab sau economisesc dacă am un quality score bun? Păi, am un exemplu aici. Am mai prezentat asta la o întâlnire. Ai un quality score 7, e ok. Dacă ai scăzut la 7, la 4, CPC-ul tău a crescut 75%. Dacă ai reparat lucrurile și de la 7 ai ajuns la 10, primești un discount de 30%. Și apropo, puteți să monitorizați evoluția quality score-ului mediu pe outlook-uri, respectiv pe campanii sau pe trei conturi cu un tool care se numește tenscores.com și care pentru o small fee de 20-30 de dolari pe lună poate face asta pentru tine. Făceai poze mult? Știu poza asta. Am și eu într-o desemnare. Dar e remasterizat. Mai scos în... Mai nu? Te-am scos pe nu în ultimul rând,
landing page-uri dedicate și optimizate pentru campania pe care o conduci. 20% din oamenii care au răspuns trimiteau trafic un home page. Cine a răspuns? Se pare... Și pentru că tot se spune de câțiva ani la conferințele de online marketing, this is the year of mobile, iată și o statistică, evoluția investițiilor în mobile, nu a afișelor, pardon, și să nu uităm că în mediu un om stă 141 de minute pe mobil în fiecare zi și o extensie de tipul call to action dedicată pentru mobil crește CTR-ul cu 10%. Cam asta vreau să vă spun, două vorbe despre noi, suntem Google Certified Partner și suntem singura agenție din România certificată Convert.com. Câteva dintre clienții noștri și eu vă mulțumesc pentru atenție. Ce ar fi bine să mai conțină, ca să fie mai... În fiecare industrie, aș putea să am un răspuns pentru fiecare industrie. Deci, practic, neștiind specificul site-ului, nu poți să spun, uite, 1, 2, 3 și gata, cred că conversia a fost ăla. Ca să ajungi, să intri într-un proces de optimizare de conversie, trebuie să îți construi niște ipoteze. Păi, uite, așa altă pagina originală, ce aș putea să fac? Ca lucrurile să fie mai... să crească experiența utilizatorului. Și asta poate să vină de la, nu știu, o cercetare de-a ta a concurenței, sau poți să-l întrebi pe utilizator ce se întrebi, de ce n-ai găsit aici? Să întrebi niște momente cheie, unul dintre momente este momentul când pleacă din site. Și în momentul ăla să-i pui o întrebare, un exit survey și să-i spui, băi, ce n-ai găsit pe site-ul meu? Poți să primești tot felul de răspunsuri, câteva sunt valoroase. Și în felul ăsta îți construiești o ipoteză și spui, uite, dacă mi-aș face o pagină care să conține elementele astea, testimonial, oferte specială, garanția mea incredibilă că produsul sau serviciul pe care ți-l dau este super. Nu că îți dau bani în 10 zile. Poți să-l ții două luni, că îți dau bani înapoi și uite, Zappos. Returnez că îl peste 65 de zile. Și testezi. E un tool precum Convert.com sau Marketizator, și vezi dacă ai avut dreptate cu ipoteza ta, de fapt, 70% din aceste teste eșuează, dar ai șanse de a crește rata de conversie. Și, practic, răspunsul pe scurt este testezi. Dar mai este un avantaj. De exemplu, dacă ai o pagină de landing page dedicată, pagina aia poți să o modifici și să o customizezi total independent de framework-ul pe care ai făcut site-ul. Corect. Pentru că dacă e un framework mai scufos, nu poți să faci modificare doar la un anumit produs, de exemplu, care tu l-ai în campania respectivă, dar o să faci la ori la toată categoria, ori la tot site-ul. Și atunci poți să customizezi landing page-ul doar pe produsul X sau pe campania respectivă. Sunt funcționalități în tool-urile astea, Convert.com, un marketizator, care se uită la parametrii pe care ai în URL și parametrii aia pot fi categ egal 5 și să se faci doar pe produsul din categoria respectivă, să afișezi în overlay ceva. Nu e bine. Pentru că, de exemplu, dacă ai o campanie doar pe un anumit produs din o anumită categorie... Ok, dacă ai o campanie pentru un anumit produs, dar poți să ai pe categorie, poți să ai doar pe specific, pe produsul ăla. Da, dar deja dacă ai parametrii în URL, dai de alte probleme. Că nu mai ești SEO-friendly. Și atunci ai complicat. Să faci doar pe categoria respectivă. O să ne spună cei care se pricep foarte bine la SEO, dacă niște parametrii de genul UTM tags mă influențează atât de rău în campaniile și în foarte numele SEO. Nu, ăștia nu. Dar ăștia nu mai lucru. Ok, poți să scanezi după title. Dacă title-ul e ăsta, atunci intră în test. Bine, mulțumesc!
Luăm o scurtă pauză și după aceea continuăm cu ele.